Bună! Numele meu este Ștefan Maria Alina, sunt doctor stomatolog și astăzi o să abordez un subiect puțin atipic, acela al igienei orale a persoanelor cu dizabilități. Nerespectarea unei igiene orale regulate și eficiente duce la creșterea numărului de bacterii ce alcătuiesc placa dentară bacteriană. S-a demonstrat că placa dentară are un rol major în dezvoltarea bolilor parodontale și a cariilor, două dintre cele mai frecvente boli ale cavității orale. O igienă slabă poate afecta calitatea vieții unei persoane din cauza durerii și a disconfortului atunci când mănâncă, îi poate afecta stima de sine sau poate induce tulburări de somn ca urmare a durerilor provocate de acestea. Există de asemenea dovezi care leagă nivelurile de igienă orală și starea parodontală de boli precum diabet, pneumonia de aspirație și artrita reumatoidă. În unele cazuri extreme, complicațiile acestora pot duce la apariția bolilor de focar, precum cele cardiovasculare, hepatice sau renale. Conform studiilor de specialitate, persoanele cu dizabilități au o prevalență și o severitate mai mare a bolii parodontale decât populația generală. Prevalența cariilor dentare la copii cu dizabilități este similară cu cea aferentă aceleiași categorii de vârstă din populația generală. Însă, odată cu înaintarea lor în vârstă, sănătatea lor orală se deteriorează într-un ritm mult mai rapid. Astfel, spre deosebire de populația generală, la adulții cu dizabilități găsim mai multe carii dentare netratate, mai mulți dinți lipsă și mai puține restaurări protetice. Acolo unde, în sprijinul acestora, intervine o persoană ce asigură îngrijirea lor, eforturile ei nu pot compensa prea mult eficiența redusă a unui periaj dentar manual. În sprijinul acestor persoane cu dizabilități și a persoanelor ce îi iau în îngrijire, recomand utilizarea periuțelor de dinți electrice și a irigatoarelor bucale. Folosindu-le, se pot accesa toate părțile cavității orale, având un control mult mai bun asupra igienizării atât a dinților cât și a parodonțului marginal. Se reușește astfel asigurarea unei prevenții mult mai eficiente decât în cazul unui periaj manual, prevenție atât a carilor cât și a bolilor parodontale. În plus, periajul cu o periuță electrică nu necesită efort fizic deosebit și este mult mai eficient. Cam atât pentru astăzi. Dacă ai întrebări, lasă-mi un comentariu.